Salutare! Perfect! Ne auzim și ne vedem bine. Mulțumesc tare mult pentru seara asta frumoasă. Mulțumesc Forever România pentru ocazia de a inspira oameni și a le împărtăși ce înseamnă duplicarea activului. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Georgiana Stroie, am 32 de ani, sunt de profesie asistent de farmacie, sunt mama unui băiețel de 4 ani și sunt Forever de 3 ani, 3 ani și 4 luni. Ce înseamnă pentru mine partea de activ? Vreau să vă spun începutul meu legat de activ și să vă inspir prin a vă arăta și a vă îndemna să acceptați că activul este doar în mintea noastră, ușor sau greu, noi alegem acest lucru. Carmen, cred că doar tu nu mă auzi, o să te rog să te deconectezi și să te conectezi înapoi. Restul au confirmat că aud. O să-i scriu eu. Imediat. Restul mă aud, cred că doar la două persoane este această problemă. Se aude perfect. Mulțumesc, Georgeta, pentru confirmare. Vreau să vă spun că atunci când eu m-am înscris la final de noiembrie, iar în luna ianuarie colegii mei făceau activul. Partenerii noștri de echipă, partenerii din SuccessTeam erau pe val cu activul, erau felicitați în grup, se vorbea foarte mult despre activ, iar în mintea mea era, Doamne, acești oameni sigur nu sunt normali, sunt extraterestri. Cum oare pot face ei 4 puncte într-o lună? Venea din partea unei persoane care abia făcea primii pași în această afacere și se îndrepta către cele 2 puncte. Și mi se părea, chiar și asta mi se părea ceva greu. Ei bine, vreau să vă spun că 2 luni mai târziu, în martie, am făcut pentru prima dată activul, iar de atunci nici măcar într-o lună nu l-am ratat. Activul a devenit o obișnuință și despre asta vom vorbi în seara asta. Ne-a vorbit deja săptămâna trecută Monica Costită și sunt foarte recunoscătoare pentru cât de frumos a prezentat partea de webinar și cât de mult a arătat, cât de mult înseamnă partea de a face acțiuni bune. Se spune că foarte des noi alegem să ne punem obiective la deal și obiceiuri la vale, adică avem obiective mari, dar acțiunile noastre sunt mici. Foarte frumos a vorbit ea despre partea asta de cum facem acțiunile, care sunt acțiunile, le-am împărțit pe săptămâni, care sunt acțiunile care ne duc către activ. Ne-a vorbit despre partea de coș de testare, prezentări de produse, lansări de produse, vorbit cu oamenii, lansări online. Ne-a arătat exact fiecare pas și fiecare lucru pe care noi îl putem face în partea de vânzare. Apoi ne-a arătat și în partea de recrutare, cum putem face recrutare, prin abordări, prin a vorbi cu oamenii, prin contact marketing, prin prezență la târguri, prin prezentări de business. Am văzut deja toate aceste lucruri. Ba mai mult ne-a arătat și cum putem câștiga, ce înseamnă din punct de vedere financiar activul pentru fiecare dintre noi, cât câștigăm dacă facem activul. În fiecare lună, atunci când fac planificarea cu partenerii mei, vorbesc foarte mult despre partea asta de cât câștigăm în acest pas, când noi ne construim activul. De ce fac lucrul ăsta? Pentru a vedea exact câți bani ne rămâne în fiecare lună din partea de activ. Este un prim pas pe care și voi îl puteți face în duplicarea activului. În primul rând, voi să știți câți bani câștigați în fiecare lună din activ și mai departe să dați în echipele voastre câți bani câștigă ei în fiecare lună din activ. Ne-a prezentat foarte frumos Monica, cred că vom și primi înregistrarea, o veți putea reasculta. Vedeți acolo tot ce ține de partea tehnică și încă o dată îi spun mulțumesc. Am vrut de data asta, pentru că ea deja ne-a arătat pașii în care construim activul, ne-a arătat cât câștigăm în urma activului. M-am gândit cu ce să vină pentru voi diferit sau cum să vă ajut cu alte informații decât ce am primit deja și m-am gândit că foarte important în ceea ce facem noi în construirea activului este mindset-ul. Un mindset potrivit pentru activ și duplicarea lui face foarte mult, pentru că de prea multe ori facem partea tehnică, dar o facem fără rezultate și diferența cu siguranță vine din partea de mindset. Și foarte frumos spunea și Monica lucrul ăsta și ne spunea să ne gândim un pic la partea în care 20% reprezintă partea de acțiune și 80% reprezintă partea de setare mentală. Aș înlocui sau aș completa la ceea ce ne spunea ea, să vă vedeți acolo, efectiv să vedeți activul ca parte, ca normalitatea voastră și o să vedeți imediat ce am pregătit.
În primul rând, v-am atașat aici un citat care mie îmi place foarte tare și pe care îl simt așa, l-am internalizat foarte mult din momentul în care l-am auzit. Oamenii urmează pași, nu vorbe. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Dacă aveți fie și un om în echipa voastră în acest moment, sunteți deja oamenii pe al căror pași vor călca acești oameni. Oamenii nu vă vor urma sfaturile, oamenii nu vă vor urma vorbele, oamenii nu vor urma ceea ce voi le spuneți că faceți, ci vor urma ceea ce văd că voi faceți. Poate primul lucru pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l internalizăm este ca noi să fim primii care calcă pe acele locuri, care face acele lucruri, ca apoi să le putem da în echipa noastră. Faceți voi pașii, faceți-vă planul de activ în fiecare lună, provocați-vă în a face activul. Vreau să vă spun că dacă la început mi se părea greu activul, în momentul în care, și spun mi se părea, nu în mod întâmplător, chiar mi se părea, nu era greu, mi se părea greu, în momentul în care el a devenit normalitate pentru mine, m-am provocat să-l închei în 20 ale lunii, pentru că deja aveam oamenii în echipă și am vrut să vadă ei că eu pot să-l închid în 20 ale lunii, ca apoi să mă pot ocupa de ei. Gândiți-vă la provocarea de la Forever, să-l închidem în primele 7 zile. Am făcut și această provocare la un moment dat și îmi doresc să o repet, pentru că este clar că putem să facem lucrul ăsta. Vedem în fiecare lună oameni care în 7 ale lunii își închid activul, iar eu nu pot decât să-i felicit și să le spun că sunt extraordinari și mai mult de atât, partea de a duplica acest obicei al lor bun va face cu siguranță o diferență fantastică în businessurile lor. Să ne amintim ce este activul, minim un punct personal și 3 puncte din recrutare. La partea de punct personal am pus partea de consum personal. Să ne facem în fiecare lună necesarul de produse, ce produse avem în luna respectivă nevoie noi și cei dragi nouă. Produsele uzuale, suplimentele, băuturile nutritive, cadourile pentru cei dragi. Fiecare dintre noi deja știm câte geluri bem pe lună, câte suplimente, ce produse folosesc cei dragi nouă, care dintre produsele uzuale ni se termină. Și atunci cumva deja putem preîntâmpina lucrul ăsta și deja la prima comandă din lună să fie a noastră, să fie startul ăla în sistem în care să avem deja puncte și să ne simțim deja un pic confortabil că au început lucrurile să se miște. Apoi, în partea de recrutare, să găsim în fiecare lună oameni noi, oameni care să se bucure de beneficiile produselor, dar și de beneficiile multilevelului marketingului în echipă, ceea ce facem și noi în acest moment. Un lucru care mi-a plăcut foarte tare în partea de recrutare, ne spunea, cred, chiar Dora lucrul ăsta, să ne gândim că atunci când recrutăm, nu facem altceva decât să aducem sânge proaspăt în afacerea noastră. Să aducem oameni noi în afacerea noastră va crea partea de entuziasm, oamenii noi au entuziasm, oamenii noi sunt pasionați, oamenii noi sunt curioși, oamenii noi ne țin în priză, oamenii noi ne dau nouă din entuziasmul lor și de multe ori atunci când am sesiuni cu oameni noi, îi simt așa cât de recunoscători sunt și cât de recunoscători sunt pentru ceea ce îi primesc din partea noastră ca mentori. Dar gândiți-vă dincolo de lucrurile astea ce primim noi din partea lor. Primim parte de entuziasm, primim parte de bucurie, primim parte de început. Ne regăsim cu fiecare om nou pe noi de la început, așa cum am fost noi atunci când ne-am înscris și nu face altceva decât să ne dea din nou partea asta de avânt, de setare, de bucurie, de a lua lucrurile de la zero, așa cum spunea Rolf Kip, în fiecare lună, la fiecare 3 luni iați business-ul de la zero. Exact la asta se referea. Partea de activ reprezintă până la urmă decât o decizie, o decizie pe care tu poți să o iei acum și poți să o iei acum pentru totdeauna, nu doar pentru o zi. Gândește-te la lucrul în care sunt milioane de oameni în acest moment în lumea Forever care în fiecare lună fac activul. Dacă acești oameni fac activul în fiecare lună, de ce noi nu am putea să-l facem? Este clar că s-a creat un precedent și cu siguranță diferența între ei și cei care nu fac, sau între noi, cei care îl facem și cei care nu fac, este doar acea decizie.
Apoi, realizarea activului în mod constant reprezintă o decizie de a avea succes în forever. Sincer, cred că vă spunea și Monica săptămâna trecută și mă repet și eu, nu cunosc nici măcar un om în echipa mea și în general în forever care să fi făcut activul în fiecare lună și care în cel mult un an să nu fi ajuns la nivel de manager, care să nu se bucure de stimulentele companiei, care să nu acceseze bonusurile. Nu cunosc nici măcar o persoană care să facă activul și să nu aibă succes. Este clar că dacă există o cheie care deschide prima dată lacătul succesului tău, acea cheie se numește activ, iar activul pentru tine reprezintă decizia de a-l face de astăzi pentru totdeauna. Este la fel de ușor ca atunci când spui gata, de astăzi eu sunt cel care face activul, pentru că vei avea oameni în echipa ta și ține minte ce te-am spus la început, oamenii urmează pași, oamenii urmează pași, nu vorbe. Secretele succesului, am adus o poză din Stockholm, mi-a plăcut foarte tare, am fost norocoși să trăim o experiență de 7 zile, o experiență forever, o experiență așa cum ne-am obișnuit deja, în care această companie minunată cu care noi suntem parteneri, întotdeauna face mai mult decât promite și îți dă mai mult decât promite. Mi-a plăcut foarte tare și vreau să vă spun și vouă lucrul ăsta. În momentul în care unul dintre oamenii care se ocupă de partea asta de achiziții ne povestea puțin despre ce înseamnă partea de a cere din partea de a cere pentru noi. Ne spunea Greg face lucrul ăsta, își lăuda foarte tare partenerii, spunea cât de bun sunt în ceea ce fac, pe Holly, pe Gary, și a vrut să ne spună și cât de bun este el și cât de mult dăruiește el și ne-a transmis că atunci când el merge să ceară să schimbe o piesă sau să facă o investiție și să ne gândim că nu vorbește despre investiții de 1000 de dolari sau 2000 de dolari, ci vorbește de investiții de milioane de dolari, Greg și Rex tot timpul întreabă dacă ne ajută pe noi, dacă îi ajută pe forever business ownerii noștri. Și dacă răspunsul este da, cu siguranță atunci acel lucru se aprobă. Mi-a demonstrat încă o dată că suntem în locul potrivit, că suntem puși pe nivel de egalitate, că suntem tratați cu respect, cu iubire, cu pasiune. Și încă un lucru care m-a impresionat foarte tare atunci când am fost la trainingul de 2500 de puncte, Greg avea lacrimi în ochi și mă gândeam cât de mare și cât de bun poți să fii în ceea ce faci, încât să-ți păstrezi emoția și pasiunea după ani de zile de lucrat în această companie. Cu siguranță, simplitatea, bunătatea, empatia, iubirea pentru oameni îl face să fie așa și cu siguranță aceste lucruri le putem face și noi. Putem prelua din acest crest și putem da mai departe în echipele noastre și cu siguranță ne va ajuta foarte mult. Ce v-am pus aici, de ce v-am pus această poză? Pentru că este fix cu ce avem noi nevoie, ce înseamnă de fapt forever. Folosește produsele, arată că folosești produsele, arată business-ul, expune cât mai multor oameni, nu lăsa să treacă nici măcar o zi din viața ta în care să nu expui produsele și să nu expui business-ul. Asigură-te că în fiecare zi ai făcut acest lucru, că ai vorbit cu cel puțin o persoană despre produse și cu cel puțin o persoană despre business-ul frumos pe care noi îl avem. Cu siguranță, dacă vei face acest lucru, se va crea acel efect compus și îți va aduce rezultate. Apoi, cele 4 puncte despre care vorbim și în această seară, asta este baza afacerii din care noi facem parte și, bineînțeles, stimulentele, Chairman's Bonus, Raliu Global, Eagle Manager, Forever to Drive sunt stimulentele pe care voi le puteți atinge, iar primul pas în a atinge aceste stimulente și în a vă bucura de ele este să faceți activul. Luați decizia că de astăzi începem să facem activul în mod constant. Ce înseamnă această duplicare de activ? Vreau să vă spun că am fost pentru prima dată la un business day la București, eram la nivel de asistent supervisor, începusem să fac activul, mi se părea deja ceva ce poate fi realizat dacă pui pasiune și focus acolo, dar totuși nu înțelegeam prea multe despre activ. Și totuși acolo era o doamnă care ne spunea cum a atins Eagle-ul doar pentru că și-a făcut activul, a făcut un obicei din a-și construi activul și a construit sub ea, a-și duplica activul și ne-a arătat o schemă foarte, foarte faină pe care eu am păstrat-o
cred că 2-3 ani, cred că am pierdut-o în toamnă când ne-am mutat din casă, în casa nouă, o aveam scrisă pe o urtiuță, o păstram în fiecare agendă, era așa un fel de ceva, un legământ al meu pe care îl păstram acolo cu foarte mare sfințenie, pentru că eu știam că dacă fac lucrurile alea, cu siguranță o să am succes. Ei bine, asta vreau să vă transmit și vouă în seara asta. Dacă ești la nivel de asistent supervisor și te întrebi oare cum să fac supervisorul, fă activul și învață două persoane să facă activul. 4, 3, 12, 12 cu 12, 24, un pic de efort în plus și sunt cele 25 de puncte. Dacă tu faci activul și înveți încă 10 persoane să facă activul, în 2 luni ești asistent manager. Dacă tu faci activul și înveți încă 15 persoane să facă activul, în 2 luni ești manager. Și lista poate continua pentru fiecare calificare, pentru Charmant Bonus, pentru Raliu Global, pentru Forever to Drive, pentru absolut orice poți să-ți construiești propria ta fabrică de activi. Practic, duplicarea activului reprezintă o autostradă cu mai multe benzi spre succes. Cu siguranță este ceva ce tu poți face. Întreabă-te cum ar arăta afacerea ta după un an în care tu nu mai faci altceva decât să-ți construiești activii, să duplici activul, să faci din activ un mod de viață și efectiv să-ți înveți oamenii de sub tine să facă același lucru și ei. Cum ar arăta afacerea ta, dar cum ar arăta viața ta? Gândește cum ar arăta viața ta, pentru că ai avea rezultate, ai avea o structură solidă, ai avea o bază de oameni care lucrează în același sens cu tine, care ar merge pe același drum cu tine. 3 lucruri necesare pentru duplicarea activului. În primul rând, exemplu personal, nu am început întâmplător cu oamenii, urmează pași, nu vorbe, pentru că da, în primul rând este despre ceea ce ești tu și despre exemplul tău personal. Pot să vă confirm că atunci când eram la început de drum, în momentul în care se afișa în echipa noastră tabelul cu activ, și vă sfătuiesc și pe voi, chiar dacă aveți un om sau 2 oameni în echipa voastră, faceți acel tabel cu activ, faceți recunoașterile în fiecare lună, la fiecare final de lună, început de lună, afișați-vă activii, oamenii care au făcut activul, pentru că îi veți inspira și pe ceilalți. Abar nu aveam să fac activul, dar vedeam un tabelul cu activ și îmi doream foarte tare să fiu și eu acolo recunoscută. Vă dau cuvântul meu că în fiecare lună o căutam pe Romina, pe sponsorul meu, pe Romina Dora, pe tabelul pe care postam Milentina, și le sunt foarte recunoscătoare amândurora pentru lucrul ăsta, pentru că m-au făcut să caut exemplu personal și să-mi doresc să fiu și eu ca ele. Așa că dacă vreți să începeți de undeva în a vă construi afacerea și a face afacerea voastră să fie una de succes, începeți de la voi. Exemplu personal, decizia și angajamentul că activul este ușor. Dacă avem exemplu personal, dacă ne luăm angajamentul, cu siguranță toate aceste 2 lucruri vor duce la rezultate. Haideți să vedem ce am mai pus aici. La partea de exemplu personal, am pus așa, activul este simplu, chiar este simplu. Este simplu, nu spun că este ușor, dar spun cu siguranță că este simplu, și te întreb și pe tine, și vreau să te întreb în primul rând tu, cum vezi activul? Ce este activul pentru tine? Ce înseamnă activul pentru tine? Cu siguranță echipa ta va prelua viziunea ta. Aud uneori în echipă, eu nu am niciun activ în echipa mea, sau oamenii mei nu muncesc, sau echipa mea nu lucrează. Cred că primul om care trebuie să lucreze, trebuie să fie activ, trebuie să fie perseverent, trebuie să fie consecvent, trebuie să dea rezultate, ești tu. Dacă tu vei face acest lucru, cu siguranță și echipa ta va face acest lucru. Și încă ceva foarte, foarte important este că noi putem duplica doar ceea ce noi facem deja. Cu siguranță nu aș putea să duplic un activ dacă eu nu aș face un activ. Nu aș putea să-mi învăț echipa despre activ dacă eu nu aș ști cum se face activul. Și am revin la ce ne spunea Monica, am văzut deja care sunt acțiunile pentru activ. Nu există niciun secret. Este doar acțiune, perseverență, focus, decizie, angajament și rezultate. Angajamentul, fă din activ normalitatea business-ului tău. Fă acel lucru din fiecare zi,
Fă acele acțiuni mici care la final de lună sau chiar mai devreme de final de lună chiar te provoc dacă ești un lider pentru echipa ta. Puneți activ un 20 sau chiar un 7, așa cum ne-a provocat compania, pentru că da, se poate. În fiecare lună vedem oameni care sunt recunoscuți acolo pentru activul în 7 zile și sunt foarte fericită să-i văd. Ei creează precedentul, cu siguranță și noi putem face acest lucru. Și întreabă-te, dacă la job trebuia să fac 4 puncte pentru a încasa salariul, o făceam? Eu sunt convinsă că da, oricare ar fi targetul de la job, acceptăm să-l facem și o facem doar pentru că suntem angajați acolo. Dacă la job putem depune efort pentru un salariu, de ce nu am putea depune efort și în afacerea noastră, în business-ul nostru? Diferența între job și business-ul nostru este că acolo era cineva care la final de lună trăgea linie, iar aici cel mai bun șef al tău ești tu. Începe astăzi să iei decizia că acele 4 puncte să reprezinte de fapt treaba ta. Treaba ta din fiecare lună este să faci 4 puncte și să-ți înveți oamenii să facă acele 4 puncte. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, cred că 4 puncte este prea puțin pentru ceea ce primim de fapt. Mereu am spus legat de stimulentele Forever, sunt pasionată de tot ce înseamnă această parte de stimulente. Gândiți-vă așa, Forever ne cere să facem, avem targetul de 2500 de puncte sau de 1500 de puncte pentru raliul global. În cele 1500 de puncte prindem și Eagle-ul, prindem și Charmans-ul, prindem și Forever to Drive, prindem și Mini Eagle-ul din noiembrie, prindem și Sovata. Primim și bonus în fiecare lună, nu știu, cred că prea puțin pentru prea mult, de fapt reprezintă decizia noastră de a face acest puțin cu consecvență, astfel încât să ne ducă la rezultatele pe care noi ni le dorim. Așa că vă întreb acum, ați luat decizia că de astăzi activul este normalitatea voastră? Și dacă da, dați în echipă acest lucru, activul nu este altceva decât normalitatea business-ului nostru, nimic altceva. Cu cât îl vom face mai des, mai consecvent, mai bine, vom reuși să duplicăm acest lucru în echipele noastre. Și foarte important, la mindset-ul nostru, cum vedem noi activul? Pentru că așa cum noi îl vedem, chiar dacă poate prin cuvinte nu transmitem lucrul ăsta, dacă nouă ni se pare greu activul, cu siguranță vom avea oameni în echipa noastră cărora ni se va părea greu activul. Pentru că viziunea se transmite dincolo de cuvinte. Parte de rezultate. Ce înseamnă pentru tine activul, dar pentru partenerii tăi? Cu ce asociezi tu activul? Poate cu libertate, poate cu flexibilitate, poate cu o casă nouă, poate cu aventura, cu iubire, cu vacanțe, cu o mașină nouă, cu prietenie sau cu sănătate. Cu ce anume asociezi tu activul? Ce înseamnă pentru tine activul? Ce este acel lucru pe care tu ți-l dorești foarte tare și pe care cu siguranță îl poți obține dacă de astăzi începi să faci activul? Dar partenerii tăi, care sunt acele lucruri pe care ei și le doresc foarte tare? Avem în primii pași o întrebare acolo la De ce manager, unde ne întreabă așa, de ce manager, și avem date mai multe lucruri. Vă sfătuiesc în primele 24 de ore de la înscriere să vă luați partenerul de mânuță, să intrați cu el într-un webinar de Zoom, dacă este mai departe de voi, sau să ieșiți cu el la o cafea și să parcurgeți primii pași, pentru că acolo este o mină de aur, efectiv. Și atunci când îl întrebați de ce manager și arătați toate acele lucruri, identificați care sunt primele trei. Pentru că acolo el vă va spune, chiar dacă poate la partea de vise nu a știut să vă spună, nu a știut să vă transmită, cu siguranță la partea aceea vă va spune primele trei lucruri foarte importante pentru el. Fie libertate, fie mai mulți bani, fie școli particulare pentru copii, fie vacanțele, fie călătoriile, fie o mașină nouă, cu siguranță veți găsi acele trei lucruri pe care el să le asocieze cu activul. Și sfatul meu pentru voi este ca discuția voastră legată de activ să fie încă din primii pași, așa cum ne-a arătat și Moni, ce înseamnă acele 4 puncte și cum acele 4 puncte reprezintă de fapt o cărămidă a business-ului nostru. Eu imediat după ce fac oamenii, parcurgem primii pași în care le vorbim despre cele 4 puncte,
După care trecem la partea de a construi cele două puncte, asta în cazul în care nu s-a înscris cu pachetul de business, iar apoi următorul pas este activul. Planul de activ, ca el să fie setat, să meargă direct către activ și să devină efectiv normalitatea lui cât mai curând. Este rândul tău acum, pentru tine, ce înseamnă activul, cine sunt persoanele din echipa ta care te vor urma. Puneți în seara asta pe listă acei oameni potențiali activi care au dorințele, visurile, acțiunile în conformitate cu ceea ce își dorește, cu acțiunile sale și faceți cât mai repede planul de activ, faceți planul de activ la început de lună, evaluați-l în mod frecvent, astfel încât omul să învețe să facă activul și credeți-mă, bucuria unui om care a făcut activul prima dată este de nemăsurat. Prima dată când am făcut activul pentru mine a fost confirmare că și eu pot face activul. Dintr-o dată și eu mă transformasem într-un extraterestru care făcea 4 puncte pe lună și care cumva deja începea să vadă ca pe o normalitate această parte de activ și credeți-mă, activul este acel ceva pe care dacă îl faci odată, nu ai cum să-mi spui că nu știi să-l faci. Deja știi să-l faci, următorul lucru nu pe care l-ai de făcut este să-l dai în jos și să-ți vezi oamenii din echipa ta să-l facă. Dar ține minte, este o decizie de a-l vedea ușor, nu simplu. Este ușor, activul este ușor, este simplu, nu ușor, oricine îl poate face, îl fac milioane de oameni în acest moment, cu siguranță și tu îl poți face. Am încheiat cu un citat, pentru că mi se pare foarte important să ne asumăm aceste lucruri, devii ceea ce gândești, ce simți atragi, ce îți imaginezi creezi, ce îți imaginezi tu astăzi, care este visul tău cel mai mare, cum arată afacerea ta, cum arată fabrica ta de activ, cum sunt oamenii care sunt activi în afacerea ta, cine sunt acei parteneri pe care tu te poți baza și întreabă-te în sus, tu ești pentru sponsorul tău acel activ pe care el se poate baza? Cu siguranță, dacă tu ești un exemplu de urmat, același lucru vor face și oamenii din echipa ta. Vă mulțumesc foarte mult!